Ceremonie NATO de certificare a detașamentului italian aflat în misiune la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. În încheiere, le adresez mulțumiri colegilor italieni pentru soldul de misiune în România. Detașamentul italian, format din aproximativ 140 de militari și 4 aeronave Eurofighter Typhoon, va executa misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO în următoarele 4 luni, alături de militari ai forțelor aeriene române și aeronave F-16 Fighting Falcon și MiG-21 Lancer. Este cea de-a doua rotație a militarilor din forțele aeriene italiene la Mihail Cogălnicianu, după cea executată în anul 2019. Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității între forțele aeriene române și cele italiene.